Odată la un timp, poliția rutieră face acțiuni de control de rutină. Pe lângă verificarea legalității actelor, ele pot să însemne și verificarea accesoriilor pe care nu vrem să le folosim vreodată, adică o trusă de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu. În cazul în care nu le deținem, riscăm amenzi usurătoare. Polițiștii efectuează de regulă multe controle de rutină în trafic. Șoferii sunt rugați de obicei să prezinte actele, dar uită de anumite accesorii pe care trebuie să le aibă obligatoriu în mașină. Păi e foarte mare, 7 milioane. Cum? Înainte era amenda 50 de lei, 5 lei, cât de pe timpuri. Acum îți dai, vinzi apartamentul să plătești amenda. Nu e bine. Cred că e foarte mare. Așa cred eu, că e foarte mare, pentru că n-are trusa, nu și... Trusa, extintorul și acele triunghiuri reflectorizante. Eu cred că e foarte mare, da. Amenda e mare. Este vorba despre trusa de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și stingătorul de incendiu. Acestea pot aduce amenzi usturătoare dacă un șofer nu le are pe toate în mașină sau dacă nu sunt conforme legii. Greșeala realizată de șoferi se încadrează în clasa a doua de sancțiuni cu 4 sau 5 puncte de amendă. Astfel, un conducător auto poate fi amendat cu 590 de lei sau 725 de lei. Dar pentru un om de rând, vi se pare mare această amendă? 700 de lei. Păi, cam jumătate dintr-o pensie, dintr-un salariu. Raportat la veniturile românilor, destul de mare. Hai bună, pentru instinctor, special pentru instinctor și trusa, nu e, toate sunt necesare la o mașină. Deci considerați că această amendă este bună pentru a-i face pe oameni să conștientizeze că trebuie să le aibă în mașină? Da, le aibă, la control trebuie să le prezinte. Amenda e bună pentru toți, că sunt toți derbedei care se urcă la bani, drogați, băuți, trece cu viteză, n-are un an, doi de șoferie. Și trece cu viteză, nu s-a uitat la trecere. Poliția l-a omorât fata aia pe trecere de pietoni. Trusa trebuie să conțină un instrumentar minim, respectiv o foarfecă cu ambele vârfuri boante, un dispozitiv intermediar pentru respirație gură la gură, materiale sanitare precum leucoplast, plasturi, feșe de tifon, pansament steril, fașă elastică, mânuși de unică folosință, ace de siguranță și o broșură cu instrucțiuni de prim ajutor. În cazul triunghiurilor reflectorizante, acestea trebuie să fie omologate internațional. Acest lucru poate fi recunoscut după marca de omologare, reprezentată de litera E și codul țării care a acordat omologarea, încadrate într-un cerc, precum și o serie de identificare. De asemenea, stingătoarele de incendiu trebuie să se afle în garanție și să aibă inscripționat termenul de valabilitate.